Suntem aici ca să spunem împreună slavă lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Frați dragi, vă salutăm din nou, îi salutăm și pe frații și prietenii noștri care sunt online cu noi în această seară, indiferent de unde ne văd, Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți. Avem ocazia să fim din nou cu Domnul în sanctuar, alături de Scripturi, alături de Duhul Domnului, de frați, de surori și de prieteni. Și aceasta este o nouă ocazie să primim binecuvântarea lui Dumnezeu, binecuvântare care de altfel ne lipsește atât de mult. Odată un credincios, mai necredincios, a făcut o vizită unei familii de prieteni. Discuția a alunecat imediat înspre biserică și ineficiența ei în viața lui. El a început să se plângă gazdelor. A fost la biserică timp de aproximativ 30 de ani. Și în acest timp am auzit peste 3.000 de predici, am ascultat peste 3.000 de predici. Nu mai mi-aduc aminte nici măcar de una singură. Lucru care mă face să cred că le-am ascultat degeaba. Eu mi-am pierdut timpul să le ascult și predicatorul și-a pierdut timpul să le spună. Gazda, un om înțelept, a luat cuvântul și i-a spus: sunt căsătorit de peste 30 de ani. Soția mea în acest timp a gătit peste 32.000 de meniuri de mâncare, dintre care eu nu mai mi-amintesc în întregime nici măcar pe unul singur. Dar știu un lucru, toată mâncarea aceasta pe care nu mai știu acum să o spun în ce ordine a fost servită, cu ce a fost făcută și câte feluri au fost, m-a hrănit, mi-a dat putere și sănătate. Dacă n-aș fi mâncat, existența mea ar fi fost pusă în pericol. Atunci când venim în casa lui Dumnezeu, noi ne hrănim spiritual și chiar sufletește. De multe ori ne întrebăm dacă este atât de important să venim, pentru că oricum uităm predicile. Însă, întotdeauna când venim, ne întâlnim cu Dumnezeu și El ne dă putere, ne motivează, ne aduce aminte că are interes pentru noi, că îi pasă de noi, că ne iubește și ne învață să ne îndreptăm lucrurile care le facem strâmb. Întâlnirea cu Dumnezeu este foarte puternică. Aici învățăm din Evanghelia lui Dumnezeu și astăzi este o nouă oportunitate. Ieri este istorie, mâine este mister, însă astăzi este un dar, de aceea se numește prezent. Fiecare dintre noi avem un astăzi. Întrebarea este ce facem cu el. Unii fac ce trebuie, alții... Joia trecută am prezentat la modul general 4 interpretări ale timpului răpirii în raport cu necazul cel mare. Adică, necazul cel mare rămâne un eveniment viitor pe care noi îl luăm reper în seara aceasta, îl așezăm undeva în viitor și în raport cu necazul cel mare vrem să punem cele 4 posibile interpretări majore ale momentului răpirii, repet, în raport, în funcție de necazul cel mare. Revenirea lui Iisus Hristos ca să răpească pe cei credincioși născuți din nou de pe pământ este promisă în Biblie de 1846 de ori. În Vechiul Testament de 1527 de ori, iar în Noul Testament de 319 ori. Luarea la cer, în slavă, în paradisul lui Dumnezeu, după ce le va da trupuri de slavă, indiferent că îi va învia dintre cei morți pe cei care au murit în Domnul, sau îi va transforma la clipeala ochiului în corpuri de slavă pe cei care sunt deja în viață, generația răpirii. Răpirea bisericii, speranța în răpirea bisericii, în mergerea la cer, este doctrina cea mai proeminentă a Bibliei și este învățătura cea mai specifică creștinismului și formează nota dominantă a credinței creștinilor. A doua venire a lui Iisus Hristos este cea mai fericită speranță a oamenilor credincioși
și ea motivează pe oameni să se pocăiască după cuvântul din Biblie. Să facă tot ceea ce Dumnezeu a spus după cuvântul din Biblie, pentru că nicio biserică istorică nu are un rai cu care să recompenseze credincioșia celor care împlinesc tradițiile ei. Însă Dumnezeu are un rai pe cei care împlinesc poruncile Lui. Localizând în timp, sau localizarea în timp a momentului răpirii bisericii, în relație, în funcție de necazul cel mare, reprezintă însă unul dintre cele mai controversate subiecte din Biblie. Principalele trei puncte de vedere, îl adăugăm noi și pe al patrulea, dar principalele trei puncte de vedere, pentru că veți constata că al patrulea nu este decât o ușoară diferență al unuia dintre cele trei. Principalele trei puncte de vedere în acest sens fac referire la răpire înainte de necazul cel mare și aceasta este prima interpretare. Răpirea înainte de necazul cel mare. Imaginați-vă o perioadă de 7 ani aici, în jurul microfonului, un segment de timp, și noi venim de undeva de aici și înainte de necazul cel mare există răpirea bisericii și această interpretare se numește înainte de necaz, adică pre-tribulaționistă. A doua interpretare este răpirea la jumătatea perioadei de 7 ani, la mijlocul necazului, și aceasta se numește de mijloc mid-tribulaționistă. Sau la sfârșitul segmentului de timp de 7 ani și aceasta se numește post-tribulaționistă sau după necaz. Un al patrulea punct de vedere, care este mai nou, face referire la răpire în timpul necazului undeva, dar între mânia diavolului și mânia lui Dumnezeu. Necazul cel mare, spune aceasta a patra interpretare și noi o vom studia peste probabil 3 joi, se împarte în două, nu din punct de vedere al timpului, ci se împarte în două în funcție de persoanele care acționează din punct de vedere spiritual. Mânia diavolului și mânia lui Dumnezeu. Mânia diavolului este îndreptată înspre o anumită categorie de oameni, e ușor de înțeles, înspre cei credincioși, care vor fi, necazul cel mare spune această interpretare, și mânia lui Dumnezeu vine ca să-i scape pe cei credincioși și să pedepsească pe diavol și pe cei necredincioși. În această seară, așa cum ne-am înțeles data trecută, pentru că Dumnezeu ne-a dat viață și har și sănătate, ne vom opri în fața segmentului de timp de 7 ani numit necazul cel mare, care va avea loc cândva în viitor, foarte probabil că, din câte se pare, nu într-un viitor foarte îndepărtat, și în fața acestui segment de timp, de care ne desparte timpul, așezăm răpirea ca o primă interpretare pe care vrem să o prezentăm poporului Domnului pentru învățătură și pentru discernerea adevărului lui Dumnezeu. Și această învățătură se numește răpirea înainte de necaz sau răpirea pre-tribulaționistă. Această interpretare pre-tribulaționistă este una dintre cele mai acceptate de credincioșii din generația noastră și ea are multe argumente pe care se sprijinește din Scripturi. Și în seara aceasta eu o să le prezint pe cele mai importante dintre ele, însă nu pe toate. Primul argument îl numesc profeția din Daniel 7. Dacă vă mai aduceți aminte, joia trecută am citit profeția din Daniel 7 și am explicat-o într-o oarecare măsură cât ne-a ajutat Dumnezeu. În această seară revenim pentru un timp scurt, privind la profeția din Daniel 7 ca la un argument între celelalte. Și anume, profeția din Daniel 7 vorbește despre o perioadă de timp de 70 de săptămâni, e vorba de săptămâni ani, de aceea o săptămână care are 7 zile vorbește despre o perioadă de timp de 7 ani, un an, o zi, un an, 7 zile, 7 ani. 49 de săptămâni
vorbește despre 70 de săptămâni ori 7 zile, vorbește despre 490 de ani. Timpul acesta de 490 de ani este un timp pentru Israel. Aduceți-vă aminte de argumentele pe care Daniel le primește de la îngerul Gavril asupra poporului tău. Poporul său era Israel, asupra cetății tale sfinte. Cetatea sfântă era Ierusalimul. Perioada săptămânilor, care înseamnă 490 de ani, începe în momentul, la data la care s-a dat decretul pentru rezidirea Ierusalimului. Am vorbit data trecută despre asta și am arătat că sunt mai multe date. Am ales-o pe cea care are legătură cu Neemia și nu știm însă când se va sfârși în viitor. În ciuda faptului că este o perioadă limitată de timp, în ciuda faptului că începe la o dată cunoscută, nu știm când se sfârșește, pentru că această perioadă de 70 de săptămâni se împarte în două părți. Prima parte este de 69 de săptămâni și săptămâna a 69, respectiv 483 de ani, se încheie în jurul anilor 34-35, în anul în care Domnul Iisus Hristos este, folosesc expresia lui Daniel, stârpit, adică omorât. Pus pe cruce și răstignit, omorât prin crucificare, prin răstignire. Din cele 70 de săptămâni care au fost dedicate poporului lui Daniel, adică lui Israel, s-au consumat 69 până în anul 35, era noastră, în Hristos, respectiv cu 1900 și ceva de ani înainte de momentul de față. În momentul în care se încheie săptămâna 69, se creează un stop în numărătoarea săptămânilor și în același timp se deschide o paranteză. Timpul lui Israel se oprește acolo și se declanșează un timp nou al bisericii. Dispensațiunea lui Israel se oprește acolo și odată cu el se oprește numărătoarea săptămânilor. Din cele 70 s-au consumat 69, mai rămâne una, dar nu mai continuă numărătoarea, mai rămân 7 ani doar. 7 ani, dar ei se opresc și acești 7 ani sunt împinși în viitor la momentul în care se va încheia paranteza care s-a deschis. Această paranteză care s-a deschis este o nouă eră în care Dumnezeu își ia privirile de la Israel ca și națiune aleasă, privilegiată, și deschide un timp pentru neamuri, pentru națiunile pământului. A venit la ai săi, 1 Ioan 10 și 11, Ioan, capitolul 1, versetele 11 și 12, a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor care l-au primit, orice națiune, orice neam, orice limbă, tuturor celor care l-au primit, le-au dat dreptul prin credință și pocăință să se numească fii ai lui Dumnezeu. Iată dar că se deschide o nouă perioadă de timp, o nouă dispensație, care se numește timpul bisericii. Israel s-a oprit la săptămâna 69, care se îngheață, se congelează și se deschide o paranteză. Israel este pus într-o parcare, în stand-by, în așteptare, și începe un timp al bisericii, al neamurilor, și timpul acela nu s-a sfârșit nici acum. Timpul acesta însă este aproape să se împlinească când, Scriptura spune, la împlinirea numărului deplin al neamurilor. Asta înseamnă că în providența lui Dumnezeu există un număr de oameni dintre neamuri care trebuie să se mântuiască și când numărul acesta se va împlini, stop, se va opri perioada de timp a bisericii, a neamurilor, biserica va fi răpită și va începe ultima săptămână dintre cele 70, respectiv cea de-a 70-a, rămasă când numărătoarea a înghețat la cea de-a 69-a. Încă o dată, la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, dată înainte de era noastră cu câteva sute de ani, începe perioada de 490 de ani, ajunge la răstignirea Mântuitorului la 483, mai rămân 7 ani, dar se oprește numărătoarea, începe o perioadă de timp care vedem că e aproape de 2000 de ani și nu s-a încheiat, dar mai e un pic și perioada asta se încheie, când numărul oamenilor mântuiți din biserică se va împlini, biserica e răpită împreună cu Duhul Sfânt și atunci începe Dumnezeu, își ia privirea de la lucrul ăsta că l-a terminat și revine la un lucru rămas în urmă neterminat, adică Israel, la națiunea aleasă.
casă privilegiată. Și acum se concentrează la Israel, care a fost congelat, care a fost pus într-o parcare, și redeschide paranteza închisă în anul 35, o paranteză care va dura 7 ani. Aduceți-vă aminte de Satana, balaurul cel roș, care coboară pe pământ cu mânie mare, știind că are puțină vreme, 7 ani, 42 de luni, o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, ori doi. Iată dar că profeția din Daniel 7 se referă la Israel. Însă între săptămâna 69 și 70, imaginați-vă perioada de timp de 70 de săptămâni, ăsta e segmentul de timp, 490 de ani. Începe derularea timpului și când ajunge la 483, stop! Se creează o paranteză care este încă prezent acum, din anul 35, de aproape 2000 de ani, timpul neamurilor, timpul bisericii. Această paranteză se va încheia odată cu răpirea. Și atunci Dumnezeu își va lua privirea de la cei care de fapt nu mai sunt pe pământ, că s-au ridicat la cer, să se întâlnească cu Hristos pe norii cerului. Și se va întoarce din nou la o națiune lăsată vraiște, care a trecut pe la Auschwitz, care a trecut prin lagările de exterminare din Polonia, din Germania și din Austria, din alte țări. Și pentru 7 ani se va concentra la ei. Acesta este argumentul că răpirea va fi înainte de necazul cel mare, pe care eu îl numesc argumentul lui Daniel, capitolul 7. În concluzie, biserica, potrivit interpretării pre-tribulaționiste, va fi răpită înainte de ultima săptămână, care de fapt e săptămâna necazului cel mare și este o săptămână a lui Israel, a lui Iuda. Al doilea argument este explicația din Romani 9:11. Când spun 9:11, mă refer la capitole. Capitolele 9:11 din cartea Romani se adresează lui Israel, nu bisericii, națiunii lui Israel, nu indivizilor. Așa se explică aparenta predestinație din capitolul 9, versetele 15, 16 și 18. Însă, aici Pavel explică predestinația lui Israel, pentru că în segmentul acesta, capitolele 9, 10 și 11, imaginați-vă cartea Romani. Capitolele până la 9 vorbesc despre oameni, oameni de orice națiune. Între 9 și 11 se concentrează doar la națiunea lui Israel. Orice citim din acest segment se adresează doar națiunii Israel. De aceea, atunci când citim între 9 și 11, trebuie să știm că s-a adresat lui Israel. Altfel, dacă credem că s-a adresat indivizilor, greșim. Repet, de aceea oamenii cred că capitolul 9, versetele 15, 16 și 18 vorbesc despre predestinație. Fals! Și acum citesc versetele 15, 16 și 18 din Roman capitolul 9. Că cel a zis lui Moise, voi avea milă de cine va plăcea să am milă și mă voi îndura de cine îmi va plăcea să mă îndur. Așa nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Predestinație clară, nu? Sigur, a lui Israel. Uitați-vă în cărțile dumneavoastră, înainte să se înceapă capitolul 9, Cornilescu a pus deasupra, simțind din limba greacă, nevoia, mântuirea lui Israel. Permiteți-mi să ajung și eu la Romani, capitolul 9. Pavel și mântuirea israeliților. Priviți capitolul 9, vorbește numai de evrei. Priviți capitolul 10, vorbește de evrei. Priviți capitolul 11, vorbește de evrei. Dintr-o dată, de la capitolul 12, Pavel încheie cele 3 capitole în care se adresează evreilor și revine la oamenii de pe pământ, de orice rasă, de orice neam. Dar 9:11 vorbește despre Israel. Și aici, unde în aparență vorbește despre predestinația indivizilor, vorbește despre predestinația lui Israel. Adică, Pavel argumentează de ce Dumnezeu și-a permis, în calitate de director cosmic, de Dumnezeu, de creator, de stăpânitor, de ce și-a permis să aleagă națiunea lui Israel dintre toate națiunile pământului? Că națiunile întreabă, de ce l-ai ales pe Israel? De ce evrei? De ce jidani? Că ăștia-s hoți. De ce pe ei ai ales dintre toate națiunile? De ce? Și Dumnezeu spune că așa am vrut eu. E ca și cum mă întrebați pe mine de ce mi-am pus patul așa și nu așa în dormitor. Și eu vă răspund că așa am vrut. Ce să vă răspund? Fac ce vreau cu patul meu în dormitorul meu. Dumnezeu face ce vrea în universul pe care l-a creat.
El nu ne îndreptățe, nu a nedreptățit pe nimeni. A luat națiunea Israel dintre națiunile pământului, a vrut să o educe spiritual, să o facă o generație, o națiune de evangheliști, de misionari, de popor sfânt, pe care să-l trimită pe toată fața pământului și să misioneze. Dar n-a reușit. N-a reușit nu pentru că n-a reușit Dumnezeu, ci pentru că națiunea aceasta a fost o națiune încăpățânată, s-a bucurat de privilegii mari și a fost răsfățat. Atunci Dumnezeu i-a lăsat că au rămas repetenți mereu, 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 mereu. Și Dumnezeu a revenit la toate națiunile pământului și acum a selectat oameni care prin pocăință și credință îl urmează pe Hristos și a dat daruri, slujbe și lucrări. Efeseni 4:11. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții învățători, pe alții... Știți cele cinci slujbe pe care le-a dat Domnul Iisus Hristos? Israel va fi mântuit după ce se va împlini numărul deplin al neamurilor, respectiv capitolul 11, Romani, capitolul 11, versetele 25 la 27. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire, atenție! O parte din Israel a căzut într-o împietrire. Anul 33-35, Domnul Hristos moare. Anul 70, vine fiul lui Vespasian Titus cu o armată numeroasă, asediază Ierusalimul, distruge cetatea, arde templu. Israel cade în împietrire, Dumnezeu îi pune într-o parcare, se deschide o paranteză, îi lasă acolo. Și acum sunt încă acolo, ca națiune, nu ca indivizi. Ca indivizi se pot mântui oricând. După cum ca indivizi, în necazul cel mare, dacă biserica e răpită la început, se pot mântui și neamurile oricând, dacă mai se pot mântui fără Duhul Sfânt, doar prin prigoană, prin martiraj. Ca și profeția din Daniel, capitolul 7, Pavel, în Romani 9:11, separă dispensațiunea lui Israel de dispensațiunea bisericii. Dispensațiunea bisericii fiind o paranteză creată în dispensațiunea lui Israel între săptămânile 69 și 70. O dispensațiune care e mai lungă de fapt decât dispensațiunea lui Israel. Dispensațiunea lui Israel este măsurabilă, 490 de ani. 70 ori 7. Dispensațiunea bisericii, o perioadă din timp, a început în 33-35 era noastră și nu s-a terminat nici acum. Iată, dar 2000 de ani. Până acum este de 5 ori mai mare. Al treilea argument care pledează pentru răpirea înainte de necaz, pre-tribulaționistă, este numită de mine piedica din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 6 la 8. Și acum știți bine ce îl oprește, pe cine îl oprește? Pe Satana să coboare pe pământ și să aducă cele două fiare în existență, anticrist monstrul și prorocul mincinos. Acum știți bine ce îl oprește, pe cine? Pe Satana și pe anticrist, ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de lege a și început să lucreze. A început să lucreze taina fără de legii, o vedem lucrând. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Cel ce o oprește acum, cine o oprește? Cine îl oprește pe Satana? Ce anume, ce eveniment, ce schimbare majoră pe planeta Pământ va face o diferență așa de mare încât diavolul să-și mute reședința din văzduh pe Pământ? Ce, credeți că mor eu sau că m-am născut eu? Un număr dintre 6 miliarde, egal cu zero. Se va întâmpla ceva special. Ce? Se va uni Europa? S-a unit. Ce? Se va face expres în România? Deja se face, arată Constanța. Și ce-i cu asta? Ce anume se va întâmpla ca diavolul să-și mute reședința din văzduh pe pământ și să apară două fiare, anticrist monstru pentru probleme social, politice, economice și prorocul mincinos pentru cele religioase, să apară într-un moment în care se va coaliza lumea și se va centraliza, se va globaliza, 10 regi, va conduce 10 superputeri. Ce anume se va întâmpla ca ceea ce se întâmplă să fie o piedică care se dă la o parte? Asta înseamnă că piedica care îi stă în față e ceva duhovnicesc. Diavolul îi stă în față ceva duhovnicesc. Ce e mai duhovnicesc decât Duhul Sfânt? Ce e mai duhovnicesc decât mai mult de 2 miliarde de creștini născuți din nou? Acum câți ori fi născuți din nou din ăștia 2000, știe Dumnezeu. Că sunt creștini, declară apartenența lor la creștinism, asta știm noi din statistici.
Se zice că într-o împrejurare a murit un om. El a fost un bețiv, un notoriu. Și când preotul l-a mormântat, știți dumneavoastră cum spun preoții, te trimit la locuri de verdeață. Soția acestui om care a rămas în viață și care toată viața a fost bătută și terorizată de individul ăsta, care a fost un alcoolic și un om rău, atât de tare s-a supărat și nici nu s-a terminat bine slujba că s-a dus la preot și i-a spus: domnule preot, cum îți permiți să trimiți pe alcoolicul ăsta în locuri de verdeață când eu știu ce am pățit cu el? Ăsta în locuri de verdeață? Și preotul a spus: știi ce? Eu îi trimit pe toți acolo și Dumnezeu să facă ce vrea cu ei. Ei, ceva de genul acesta. Statisticile spun că sunt mai bine de 2 miliarde de creștini, dar Dumnezeu știe câți din aceștia sunt născuți din nou. Ei bine, piedica este Duhul Sfânt care este pe pământ și biserica care este pe pământ. Când această piedică va fi luată la cer, nu va mai exista nicio barieră de netrecut în calea diavolului. El va veni pe pământ, își va așeza reședința și va pune în funcțiune cele două fiare, anticrist monstru și prorocul mincinos. Imaginați-vă, în lume sunt peste 2 miliarde de creștini. Ei se roagă, postesc, sunt implicați în ierarhii politice, sunt oameni cu vază, oameni cu putere de decizie. Cum va funcționa anticrist? Timp în care oamenii ăștia vor fi pe pământ. Timp în care Duhul Sfânt va fi pe pământ. Ce alta poate să fie piedica ca să facă diferența în mutarea reședinței lui din văzduh pe pământ? Atât de mare încât să facă o schimbare universală, dar și divină. Argumentul numărul 4. L-am numit surpriza răpirii. Scripturile prezintă momentul răpirii bisericii ca o surpriză la care oamenii nu se pot aștepta. Este surprinzător momentul răpirii. Nu este anticipat. Adică răpirea va veni într-un moment în care oamenii nu se vor aștepta. Dacă răpirea va fi la jumătatea necazului cel mare, atunci va fi simplu după ce începe necazul cel mare, numărând 3 ani și jumătate. Sau dacă va veni la sfârșitul necazului cel mare, simplu, numărăm 7 ani și toată lumea știe când e. Ce surpriză mai este în venirea răpirii când avem un reper, începutul necazului? Asta înseamnă că răpirea va veni înainte de necazul cel mare, într-o perioadă în care nu există niciun reper, niciun punct, niciun cuier în care să-ți agăți haina. Poți să-ți agăți haina de nimic? Numai Dumnezeu a spânzurat pământul de nimic și noi l-am numit legea gravitației. Matei 24, 42 la 44 și 50, Marcu 13, 33 și 35. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți dar, dacă ar ști, atenție, dacă ar ști stăpânul la ce strajă din noapte vine hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nici nu vă gândiți, nu că nu știți. Nici măcar nu vă trece prin cap că va veni acum. Ce ziceți dacă ar veni la noapte? S-ar gândi careva? Da, de unde? Toți stăm cu geanta plină de biluri, ne gândim la ce facem mâine, unde, în ce cartier ne ducem, în ce suburbie, ne gândim ce mâncăm diseară, ne gândim când avem appointment la doctor, când îmi scot dintele, ne gândim la tot felul de lucruri. Nimeni nu se gândește la răpire. Nici măcar nu vă gândiți. Luați seama, vegheați și rugați-vă că nu știți ziua și vremea aceea. Nu știți. Se va întâmpla ca și unui om care pleacă într-o altă țară, își lasă casa unor robi, le dă putere, arată fiecăruia care e datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați dar pentru că nu știți când se va întoarce stăpânul casei. Sau seara, atenție, pre, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Iminența răpirii este eliminată atunci când, între acum și răpire, așezăm un reper, necazul cel mare. Dacă a început necazul cel mare și nu suntem răpiți, știm că vom fi la jumătate, 3 ani și jumătate. Sau la sfârșit, 7 ani. E simplu, o socoteală simplă ne ajută să știm când va reveni Hristos. Dar dacă se întâmplă până la necazul cel mare, când timpul e la fel, nu e niciun reper de care să te agați. Marea e lină, nu e un val, să zici, al 10-lea val de aici înainte. Deci n-ai de ce să te agăți, totul e lin, totul e flat, totul e plan.
Dacă biserica ar fi răpită la jumătate sau la sfârșit, atunci ar fi simplu să socotim, folosindu-ne de reperul declanșării necazului cel mare. Argumentul numărul 5. Dificultatea rugăciunii. Dacă biserica nu e răpită la începutul necazului cel mare și intră în necaz până la jumătate sau până la capăt, Scripturile ne poruncesc să ne rugăm pentru autorități și să ne subordonăm lor. Cum se va ruga biserica și cum se va subordona sistemului mondial al lui Anticrist Monstru? Se va ruga biserica pentru Anticrist Monstru? Doamne, întărește-l! Dă-i putere, Doamne, să ne ia gâtul! Întărește-l să ne omoare copiii! Întărește-l să ducă și în biserica aia să pună tunul în fața ei la 12 fără un sfert când sunt toți prezenți la biserică. Și bum! Scripturile ne spun să ne rugăm, Roman 13, 1 la 2, oricine să fie supus stăpânirilor, celor mai înalte, mai mare decât Anticrist pe pământ, nu va mai fi nimeni atunci dintre oameni. Căci nu e stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, după cuvântul Domnului. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și își vor lua osânda. Așa că dacă intrăm în necazul cel mare, trebuie să-l ascultăm pe Anticrist. Și cum ne cântă prorocul mincinos, așa să jucăm. Vreți, nu vreți, indiferent ce opinie aveți cu privire la răpirea în timp, argumentele acestea, pentru orice om care se respectă pe el și Scriptura, contează. 6. Absența activității bisericii. Noul Testament este cartea Mântuitorului și cartea Miresei Mântuitorului, respectiv bisericii. Ori în Apocalipsa, primele trei capitole, se vorbește de biserică de foarte multe ori, începând cu capitolul 4 până la capăt. O singură dată nu se mai vorbește despre biserică. Nu se pomenește nimic nici de biserică, nici de activitatea ei. Nu se vorbește nimic de predicarea Evangheliei, nu se vorbește nimic despre manifestarea Duhului Sfânt, nimic. Uitați-vă în fapte și în epistole și în Evanghelii. Veți vedea că Duhul în sus, Duhul în jos. Duhul în sus, Duhul în jos. Ucenicii în sus, ucenicii în jos. Apostoli în sus, apostoli în jos. Femeile evlavioase în sus, femeile evlavioase în jos. Tot timpul se vorbește despre biserică și activitățile ei. De la 4 Apocalipsa până la capă nu se mai rostește un cuvânt. Nici de biserică, nici de componența ei, nici de activitatea componentelor ei. De ce? Răspunsul e clar, e în cer. De la capitolul 4 până la sfârșit, Apocalipsa folosește cuvântul sfinți. Niciodată apostoli, frați, femei, ucenici și așa mai departe. Argumentul numărul 7. Scopul necazului cel mare. Atunci când vorbim despre necazul cel mare și încercăm în funcție de el să așezăm răpirea la început, la jumătate sau la capăt, la sfârșit, pre, mid, post, atunci trebuie să punem și următoarea întrebare: dar necazul acesta ce rost are? Că dacă are rost să-i biciuiască pe pocăiți, atunci pocăiții vor fi acolo. Nu? Dacă are alt scop, atunci își va atinge scopul. Un lucru e clar, scopul pe care Dumnezeu l-a dat necazului cel mare, chiar dacă e necaz, Dumnezeu are un scop. Dumnezeu lucrează și prin necazuri. Dar ăsta va fi din calea afară de mare, cum n-a mai fost și nu va mai fi. Va fi catastrofal. Ei bine, care e scopul lui Dumnezeu cu necazul cel mare? Haideți să vedem. Necazul cel mare, ne spune Scriptura în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10, că este îndreptat înspre lume. Când spun lume, mă refer acum la oameni care au respins intenționat mântuirea lui Iisus Hristos, bazându-se pe merite personale sau pe religiile și tradițiile lor. Oameni care n-au ascultat de cuvântul Domnului sub diferite motive, explicații și interpretări. Cine nu împlinește Scriptura are o singură destinație, iadul, indiferent cum îl cheamă. Ei bine, necazul cel mare este îndreptat înspre lume. Apocalipsa 3:10. Să încerce pe locuitorii pământului.
Expresia în limba greacă locuitorii pământului înseamnă mult mai mult decât înseamnă în limba română. În limba greacă, expresia locuitorii pământului, pe care îi va încerca Dumnezeu prin necazul cel mare, înseamnă următorul lucru: oamenii care l-au respins pe Dumnezeu, s-au separat de el și s-au identificat cu pământul și cu blestemul lui, cu toate patimile care vin din blestemul uman, din blestemul adamic, cu tot ce este murdar, stricat și păcătos, cu tot ce înseamnă absența neprihănirii, absența moralității, absența principiilor și poruncilor divine. Oameni care s-au identificat cu pământul, cu blestemul rostit de Dumnezeu: blestemat e pământul acum din cauza ta. Locuitorii pământului, oamenii care trăiesc în pământ ca o cârtiță. Citez acum versetul 10 din Apocalipsa 3. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, se referă către biserică, pentru că acum vorbește uneia dintre cele șapte. Te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. În al doilea rând, necazul cel mare nu e doar pentru lume, oameni necredincioși, nemântuiți, oameni care nu citesc Scriptura, iar dacă o citesc, nu o împlinesc, ci mai este și pentru Israel. Necazul cel mare este îndreptat înspre Israel. Citesc din Ieremia, capitolul 34 la 9. Dar cei care doriți, vă rog frumos să țineți cont de următoarea paranteză în care explic un lucru. Nu am luat acest text din Vechiul Testament, dintre multele texte care vorbesc despre reabilitarea lui Israel și redobândirea identității naționale, când se întorc din Babilon, din Medo-Persia sau din altă robie. Nu, nu, nu. Citiți acolo și veți constata că l-am luat dintr-un context care vorbește despre David, care se va întoarce în putere. David era de mult în țărâna pământului. Vorbește despre Hristos, fiul lui David. N-am luat din Vechiul Testament un verset care se potrivește ca să-mi sprijinesc argumentul. Deschide Scriptura, vă rog, și uitați-vă la context. Pentru că atunci când vrei să spui o erezie, uitați ce trebuie să faci. Sunt trei șmecherii pe care un predicator poate să le folosească, predicator între ghilimele, pe care un predicator le poate folosi ca să spună ce nu spune Biblia. Una este să scoată un text din contextul lui. Adică ia un verset biblic dintr-un text și nu mai ține cont de subiectul pe care îl tratează contextul. Ia versetul ăla de acolo și îl duce unde vrea el. Adică te duci la concordanță și cauți toate cuvintele cu nu știu ce și le scoți din context, le smulgi, le rupi din context și le pui în ce context îți place ție ca să îți se potrivească ideologia. Așa se face erezia. Al doilea lucru e să adaugi la cuvântul Domnului ce nu există și al treilea lucru e să scoți din cuvântul Domnului ce nu există. Aceste trei atitudini neduhovnicești și nu doar lumești și firești din calea afară le folosesc oameni care din anumite motive predică o evanghelie neadevărată, scoțând din context un verset pe care ți-l pune în față și zice: uite ce spune Scriptura. Fără să vadă nici el și nici tu că în contextul acela cuvântul broască nu se referă la broască de ușă, se referă la broască, oac, oac, aia din apă. Când spui cuvântul broască, poate să însemne și aia de la ușă și aia din apă. Care broască e? Contextul lămurește care broască e. Că dacă zice broasca ușii, degeaba spun eu că e aia din apă. Iar dacă zice broasca din lacul de lângă în spatele casei, e limpede că nu mai e aia de la ușă. Deci contextul spune ce fel de broască e. Ori dacă e cuvântul broască de acolo, e de care broască vrei. Dacă îți place să fie de la ușă, spui de la ușă. Dacă îți place să fie din apă, spui din apă, că nu te doare gura. Orice cuvânt din Scriptură se interpretează în interiorul textului în care e așezat. Nu-i voie să-l scoți de acolo. Pentru că acestea sunt niște scrisori. Atunci când noi scriem o scrisoare, noi așa că o scriem pe subiecte, începem așa: dragă frate, mă bucur că pot să scriu. Află despre noi că suntem bine sănătoși. Avem servicii, ne merge bine, ne-am schimbat mașina și casa, copiii s-au dus la casele lor. Tă-tă-tă. Iată dar cum și apoi mergem, sărim la subiectul numărul 2. După ce am vorbit de noi, zicem: da, Matale, ce mai faci? Cum îți merge? Te știam în Brașov, te-ai mutat? Te știam în, mă rog, în București, în Giurgiu, în o grămadă de orașe.
Și apoi trecem la alt subiect. Ce mai fac foștii prieteni de facultate sau de lucru sau de școală sau vecinii mei? Ăia, vecinii mei cu care mergeam să prindem pește nu știu pe unde când eram copii. Iată, dar cum într-o scrisoare există o succesiune de subiecte. Ori, dacă ai scoate din această scrisoare care vorbește despre mai multe lucruri unul după altul, un cuvânt sau o propoziție, nu e așa că ai putea să-i dai un alt înțeles dacă nu o înțelegi în scrisoare, în locul unde a așezat-o scriitorul? Medicii lucrează cu bisturiu, predicatorii lucrează cu cuvântul. De aceea cuvântul este foarte alunecos în funcție de unde îl pui. O virgulă schimbă sensul unei propoziții. Un semn de punctuație te face să înțelegi altceva. Nu ne putem permite să ne jucăm cu Scriptura, luând versete dintr-un text și așezându-le într-un subiect despre care contextul nu vorbește de unde am luat cuvântul. Dacă nu suntem cinstiți cu Scriptura, nu suntem cinstiți nici cu noi. Ieremia 30:4-9. Iată însă cuvintele pe care le-a rostit Domnul asupra lui Israel și asupra lui Iuda. Așa vorbește Domnul. Atenție! Auzim strigăte de groază, e spaimă, nu e pace. Întrebați și vedeți dacă nu cumva naște vreun bărbat. Pentru că văd pe toți bărbații cu mâinile căsățind de coapse, ca o femeie la naștere. Pentru ce s-au îngălbenit toate fețele? Vai, ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea. E o vreme de necaz pentru Iacov! E o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea, nu de ea, din ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi sfârma jugul de pe grumazul lui, îi vor rupe legăturile și străinii nu-l vor mai supune. Asta înseamnă că l-au supus, ci vor sluji Domnului Dumnezeul lor și împăratul lor David, pe care îl voi scula. Îl va scula pe David în morți? Va învia patriarhul? Mântuitorul promite că biserica va fi păzită de necazul cel mare. Te voi păzi de ceasul încercării, mâniei. Principalul verset din Biblie care face referire la răpire, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 13 la 18, textul pe care l-am citit noi în această seară, spune că toți credincioșii în viață, împreună cu credincioșii deja morți în Domnul, se vor întâlni cu Domnul în cer și vor fi cu El pentru întotdeauna. La numai câteva versete, în contextul din 1 Tesaloniceni, în capitolul 5, imediat care urmează versetul 9, v-am pierdut? Deci, în capitolul 4 din 1 Tesaloniceni, sfârșitul capitolului 4, 13-18, se vorbește despre răpire. Începe capitolul 5 și versetul 9, imediat care urmează în versetul 9, care urmează, spune următorul lucru: fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Apocalipsa e un mesaj profetic despre cum își va vărsa Dumnezeu mânia asupra pământului în necazul cel mare. Ori biserica a primit asigurarea că nu va primi mânia lui Dumnezeu. După pecetea a șasea, oamenii de groază doreau să se sinucidă, spunând munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui care șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Apocalipsa 16:16. Interpretarea întreabă, interpretarea pretribulaționistă întreabă: mirele are mânie pe mireasă? Din moment ce o lasă în necazul cel mare? Spun unii, trebuie să trecem prin necaz ca să ne sfințim. Ascultă-mă, dacă nu te sfințești astăzi aici, crede-mă că atunci o să te lepezi și de ce mai astăzi. M-ai auzit? Vrei să-mi spui că te vei sfinți când va veni cu fierăstrăul să staie gâtul? Când noi ne supărăm dacă cineva nu știu ce nu ne face după cum ne place nouă? Opinia mea este că ar trebui să fim realiști în abordarea vieții spirituale, nu niște idealiști care exagerăm până la ridicol. Dacă într-o vreme de har nu venim la adunare și nu ne pocăim, când va veni Anticrist cu bota, greu de crezut că ne va arde de pocăință atunci. Ultimul lucru și am încheiat.
Interpretarea aceasta, ca și celelalte, după cum vom vedea în joile următoare, excepție făcând următoarea, care e Joia Mare, și vom face o pauză în ciclu Apocalipsa, vom vorbi despre lucruri specifice în Săptămâna Mare, Patimile Domnului. Și interpretarea aceasta, ca și celelalte, are foarte multe argumente, sigur că are și puncte slabe, dar am prezentat în această seară 8 dintre ele, pe cele mai mari, pe primele, în ordinea în care eu le apreciez primele. Ultimul argument pe care îl prezint în această seară și pledează pentru răpirea bisericii înainte de necazul cel mare, pretribulaționistă, este identitatea învinșilor. Identitatea învinșilor. Profeția din Daniel 7, care se referă la Israel, aduceți-vă aminte, poporul tău, spune în versetul 21 că sfinții vor fi biruiți. Atenție! Anticipează, profețește, atunci sfinții vor fi biruiți. Și zice așa Gavril: am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. Asta spune Daniel înainte să se întâmple, prin profeție, anticipație. Această profeție se împlinește în Apocalipsa, în capitolul 13:7. Atenție, citesc, 13:7 Apocalipsa: i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Ce a anticipat Daniel, ce a profețit Daniel, se împlinește în Apocalipsa. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, norod, orice limbă și orice neam. Atenție acum! În Matei 16:18, unde se vorbește despre biserică, Domnul Hristos cu gura lui însuși spune următoarele cuvinte: eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Daniel spune, îi va birui pe sfinți. Ioan recunoaște, i-a și biruit. Hristos la jumătate spune, sfinții nu pot fi biruiți. Concluzia este simplă. Sfinții din Daniel și din Apocalipsa nu sunt biserica, ci este poporul tău, Daniele. Este poporul tău, Daniele. Însă sfinții de care vorbește Domnul Iisus, el cu gura lui spune, biserica mea, nu Israelul meu. Frați și surori, subiectul pe care noi îl abordăm are nevoie în primul rând de multă călăuzire și pocăință, pocăință din partea noastră și călăuzire din partea lui Dumnezeu, dar și de foarte multă înțelegere și flexibilitate din partea ascultătorilor, pentru că subiectul acesta este subiectul cel mai spinos din toată Scriptura. Și oameni care ascultă pe bancă sau pe CD-ul sau casetă cândva, probabil că vor fi tentați să se revolte spunând, dar ce predicatorule, noi știm că e altfel. Și atunci când nu cunoaștem toate punctele de vedere, toate argumentele unui punct de vedere, suntem tentați să credem că așa cum știm noi este cel mai bine. Un lucru este clar, de 2000 de ani sunt 4 interpretări și după cum vom constata, fiecare are argumentele ei, dar și punctele slabe. Mă rog Domnului în această seară, pentru mine, casa mea și pentru dumneavoastră și casele dumneavoastră, cei care sunteți în sanctuar și cei care sunteți online, mă rog Domnului următorul lucru. Dacă necazul cel mare va începe la noapte și înainte de necazul cel mare, ca să se poată întâmpla, Hristos va pune un înger să sufle în trâmbiță, așa cum au suflat frații noștri mai devreme, și o putere dumnezeiască neînțeleasă de noi va învia pe cei morți în Domnul și îi va schimba în trupuri de slavă și pe noi, cei vii, de asemenea, și o forță ieșită din comun ne va ridica la cer, oameni care conduc avioane, oameni care conduc mașini, oameni care lucrează la un strung, oameni care coase la mașină, oameni care sunt pe schelă, oameni care țin pe cineva de o frânghie. Imaginați-vă că unul ține pe altul cu o frânghie și pe ăla care ține de frânghie de deasupra îl ia Domnul. Ăla de dedesubt o să cadă. Dacă așa stau lucrurile, aș vrea să vă invit pe fiecare să puneți la inimă cuvântul Domnului și să vă gândiți. Dacă Domnul va veni la noapte, veți rămâne sau veți pleca? Nu eticheta pusă pe fruntea mea hotărăște dacă rămân sau plec, ci cât Dumnezeu există în viața mea și cât sunt eu în inima Lui. Vă rog în această seară, vă rog din tot sufletul, luați-vă un moment de adâncă sinceritate și cercetare și stați înaintea Lui Dumnezeu cu toată responsabilitatea, ca niște oameni care, cărora nu v-a fost ușor până acum. Ați avut momente dificile ca și pocăiți, în România, în America și peste tot.
v-ați înfrânat de la țigări, alcool, droguri și toate prostiile pământului. Ori acum, când e gata să puneți mâna pe premiu, frații mei dragi, nu uitați cât de mult v-a costat să fiți credincioși până în această seară. Nu pierdeți ceea ce ați păstrat ca pe un ou cu grijă atâția ani. Apropiați-vă de Domnul cu post, cu rugăciune, cu smerenie, cu pocăință, cu citirea Scripturilor și înțelegeți că tradițiile omenești n-au niciun folos, timp în care pocăința și neprihănirea au răsplătiri veșnice. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune și fiecare în Duhul nostru să ne rugăm Domnului.